dimineața. E 25 aprilie, eu m-am trezit la 5 dimineața astăzi și soția mea e încă plecată în delegație, dar se întoarce astăzi. Ieri am fost până la magazinul foto și mi-am luat un selfie stick. Așa că astăzi o să o ard cu el ca să treacă timpul mai repede. Să începem! Alo? Da. Bună, te-ai trezit? Da, aștept. Alo? 10 fără 10, la 10 și 5 mă trezesc. Ah, ok, bine, te sun peste un sfert de oră. Mm-hmm. Bine, bine, pa, pa. Te apuc. Există un buton aici la ușă, tu nu poți să ieși pe această ușă apăsând pe clanțe, îți apuc un buton ca să poți să ieși pe ușă. Vrei să-ți spui că dacă tu mergi pe stradă, da, și treci pe lângă o terasă care, da, ascultă, tu n-ai voie să o pui pe YouTube pentru că se ascultă în terasa aia, nu știu, muzică? Da, 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 pentru că nu contează că nu, eu nu negociez cu YouTube-ul, nu-mi scrie cineva, bă, vezi că cu YouTube-ul, îți detectează automat și îți scoate, știi? Îți detectează automat filmul, e un soft, nu e un om să-i zici, bă, am trecut pe lângă terasă. De ce am luat la mine? A, vrei să facem de-astea? Wow, baloane de săpun. Este super. Ca niște copii mici. Ca niște copii mari. Deci ce facem? Urcăm pe bloc? Da, urcăm pe bloc. Urcăm pe bloc. De ce m-ai trezit la ora asta? Urcăm pe bloc. E cineva pe bloc? Nu. Merita este foarte frumușel, prieten. Din poza aia pe care am văzut eu pe Facebook, nu mi se părea frumușel. Nu știu de ce. Adică nu știu de ce. Are o poză foarte proastă. Arată dubios pe Facebook. Arată dubios, da. Dar este superb. Slăbuț, finuț. Superb. Da, KFC-ul era chiar acolo. Da, dar uite, vezi că aici e mai bine, că nu e soare și o să arăți mult mai frumos. Așa e, așa e. It's true. Stă destul de stabil, crezi? MTV, ai văzut că toate cadrele de la MTV și din music video sunt filmate așa, parcă se cutremură lumea și tot e așa super, da, dinamic, da, și energie, da, și tot așa. A, și așa. Exact, exact. Să minuri. Să mergem! Să mergem la bloc! Blocurile astea, cum se numește? Bulino? Nu. Dar nu e Bulino, cred. Cred că e gradul 2 ăsta. Ai un etaj. Care este... un etaj la care nu este nimeni. Care este... știi, etajul 1 nu e chiar etajul 1. Uh-huh. E parter plus încă un etaj. Plus etajul 1. Nu știu cum se numește. Cum se numește, pentru asta cu magazine, știi, care magazinele de obicei, dacă sunt la parter, sunt mai înalte și atunci ai încă un etaj în plus la care nu sunt mezanin. Nimeni. Mezanin! 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 Sunt foarte bine mezanin. Thank you.
putut să stăm pe bloc, pentru că au venit niște boșoroși sinistri și au început să ne înjure și să țipe la noi. Și când zicem să ne înjure, să țipe la noi, vorbim efectiv agresivitate de asta pe care eu mă aștept să o văd așa în ghetou, știi? Adică vin cu băieții, ai văzut că a venit și a dus prietenul, că ce, știi? Vroia, boșorogul ăla cu fierul în mână vroia să o bată pe Flavia. Da, adică și eu sunt super menacing, așa, adică poți să înțeleg de ce m-a ales pe mine dintre noi doi. Da, mai puternică. Da, s-a gândit să fie și am plecat. Avem și câteva clipuri de acolo, filmate așa palmat. Când vroiam să creăm probleme cu... Îți spar camera. Adică filme de intensitate asta mi se pare că nu mai vezi decât la aia, la care intră poliția în casă să le ia banii falși sau drogurile, știi? Da, și filmează televiziunea, sunt toți aia supărați. Mă filmă. Da, deci asta a fost. O reputație de păstrat. Cam atât pentru astăzi. Experiența cu blocul nu a mers foarte bine, să ne găsim alt bloc, Horia, unde vecinii să fie mai prietenoși. Am vorbit cu reptilianul, i-am scris. Așa și? Dar nu mi-a răspuns. Voi știți pe reptilianul? reptilianul.blogspot.ro face... Îți scrie chestii pe Vice despre clădirea abandonată. Da. Deci el se... Astea super mișto în care intră și... Da. Eu am urmărit că la un moment dat vroiam să găsesc o chestie de clădire abandonată și m-am dus la Giulești, la stadion. Dar numai că la Giulești, la stadion, când, nu știu când, în ce an a fost el să facă pozele, că acum este o haită de vreo 13 câini super agresivi și totul este plin de purici. Adică problema cu câinii, să zicem, nu știu, găsești niște mâncare. Da, el e reptilianul, nu e Flavia. El e reptilianul, corect. El rupe. Corect, este corect. Oricum, dacă îmi răspunde reptilianul, o să mă întâlnesc cu el și o să explorăm. Dacă nu, răspundem, dacă te uiți, reptilianule. Răspunde-mi! Răspunde-i lui Horia! Cam atât cu selfie stick-ul. E mișto, luați-vă și voi. Se numește QuickPod. QuickPod! E fain, e belea. O să mai filmez cu el. Nu uitați să dați like și să subscribe și chestii. Pa, pa! Neapărat.